ca noastră panoul. Văd că foarte mult militați pentru o viață sănătoasă. O să vă întreb anul viitor, pentru că știu că în fiecare an aveți o altă campanie, anul viitor pe ce vă axați? Până acum am vorbit de o alimentație sănătoasă, o viață echilibrată. Anul viitor ce își propune conducerea și nu numai conducerea, ci și liceenii Colegiului Național Octavian Goga? Ce temă propun ei să abordați în anul 2011-2012? Da, am adresat întrebarea chiar în momentul în care reluăm ciclul de campanii, pentru că noi ne-am propus în acest ciclu de 4 campanii, respectiv antidrog, antiviolență, educație sexuală și nutriționist, să reluăm la fiecare 4 ani, așadar a trecut un ciclu de 4 ani și acum urmează să reluăm, ca să dăm posibilitatea tuturor elevilor care intră în instituție ca pe parcursul celor 4 ani de zile să ia contact cu toate aceste campanii, pentru că sunt necesități, fac parte din viața cotidiană și sunt lucruri de care ei se lovesc în viață. De fapt, îi pregătim pentru viață. Îi ajutăm pe părinți în pregătirea pentru viață.
Ascultătorii, iată-ne din nou la Colegiul Național Octavian Goga din Marghita. De această dată vom vorbi cu doamna director adjunct, profesor Simona Sarca, despre realizările care s-au petrecut aici. Impresionant ceea ce vedem în spate, dar mai multe o să ne spuneți dumneavoastră exact despre ce este vorba și cum de-am ajuns la un asemenea parc bine dotat. Bună ziua! Mă bucur că ați venit din nou la noi și că puteți afla din nou realizările pe care le-am făcut la Colegiul Național Octavian Goga, datorită proiectului pe care l-am obținut prin Țara lui Andrei, votat de Petrom, și muncii copiilor din unitatea noastră. Bineînțeles, pe lângă acestea veți afla mai multe de la ceea ce vă va informa domnul director Marcel Emil Sas. Au fost multe sponsorizări, dar munca în parc efectiv a fost realizată cu elevii școlii. Suntem foarte mândri de ei, pentru că munca lor a fost intensă pe parcursul a două luni de zile. Ei au realizat ceea ce vedeți în jurul dumneavoastră. Dumneavoastră, ca și profesor, veți fi tentată oarecum să vă țineți orele aici, în acest parc? Da, și eu și colegii mei, vreau să vă spun că încă de săptămâna trecută s-a ținut o oră aici în parc. Cei mici au avut acest privilegiu și au fost extraordinar de încântați și fericiți că ora li s-a desfășurat în plină natură. Alături de mine se află doamna profesor de limba română Margareta Pop, consilier educativ al acestei școli, care ne va spune exact cât de optime vor fi orele realizate aici și dacă cu adevărat elevii vor fi oarecum interesați de orele realizate în acest parc proaspăt construit la Colegiul Național Octavian Goga. Dumneavoastră sunteți deja familiarizați cu campaniile care noi le ținem în fiecare an pentru elevii noștri și considerăm că acest parc o să fie o oportunitate pentru noi pentru a ne lărgi sfera de activitate, pentru a găsi noi spații mult mai prielnice, dar pentru desfășurarea în aer liber a activităților. Bineînțeles, sunt